Salutare la toată lumea, după cum v-am promis, continuarea episodului cu construcția bancului. S-a turnat o placă de beton jos, după cum se vede. Lăsați berea, nu vă uitați la ea, că e amară. Și acum continuăm cu închiderea peretelui. Ăsta trei închis, pus vată minerală pe el, folie anticondens și finisajul să vină niște MDF tratat contra umidității. Revin cu bucățele din construcție. Cam așa arată peretele terminat. O corecție la filmarea anterioară, la bucățica cealaltă din filmuleț. De la început e folie, barieră de vapori. Nu e anticondens. Nu știu de unde am scos-o pe aia. Așa, bancul va continua. De unde e el aici, dar la o înălțime un pic mai mică. Pentru că stai de lucrat în picioare, o să am nevoie de un banc la care stai și jos pentru electronice, diverse chestii. Și va continua tot peretele ăsta. Peretele, după cum v-am spus, e din MDF, montat pe 5x5x5. Ăla al care vedeți acolo e acril, că se poate zugrăvi. O să-i dau pe el, știu că o să înjurați, dar o să-i dau direct lavabilă. Albă, vor veni toți pereții închiși plus tavanul, dar o să-i dau lavabil albă că am nevoie de lumină, nu de altceva. Deci pentru lumină. Și urmează să construim pe peretele ăsta prima etajeră. Aranjăm desculele și continuăm cu restul pereților. Că n-avem ce face. Deci nu vreau să vă explic, uitați-vă pe banc cum sunt explodate toate. Și că a explodat o bombă în mijlocul atelierului. Și mai am de 5 ori pe atâta de pus. Ca să nu mai zic că mi-a câte o oră jumate să găsesc cât o sculă. Vă atașez la sfârșitul episodului ăsta câteva poze din timpul construcției pereților, că n-am avut cum să filmez, că mă mâncau toate cele. Știți cum e cu vata minerală.